Emisiune realizată în parteneriat cu Casa de Licitații A10 by Artmark, principala platformă de promovare culturală în piața românească de artă. Oameni dragi, bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi o am alături de mine pe Maria Andrei. Și mai devreme, înainte să începem filmările, am început să discutăm despre familie, despre bunicuțe, despre... Și intraserăm așa într-o oarecare nostalgie, ne-am montat foarte repede pentru că, Maria, ce să spun, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră, mai ales că trăim vremuri destul de dificile, da? Și iată că noi trebuie să stăm aici fără măști, dar păstrăm distanța regulamentară. Am venit cu mare drag și te felicit pentru această inițiativă. Sunt fericită să văd că oamenii încă sunt preocupați să facă lucruri. Pentru că noi așa trecem printr-o perioadă, așa cum spuneai, destul de dificilă și cred că ne agățăm, ciudată. Exact. Ne agățăm de această normalitate, da? Că pe de o parte este panica că, aoleu, mai pot să fac, mai are rost să mai facem un nou proiect de televiziune? Nu trebuie să ne oprim. Adică nu, e keep walking, știi? Adică trebuie să facem lucruri, pentru că lumea nu se va opri aici, cu siguranță. Și din contră, cred că trebuie să avem o doză de optimism. Și atâta timp cât, evident, nu suntem afectați și sper să nu fim afectați niciunul dintre noi, cred că avem motive cât se poate de bune să continuăm și să facem lucruri. Așa că am început abrupt și am uitat să te prezint, adică n-am uitat. Ideea este că nu știu niciodată cum să te prezint. Pentru mine Maria Andrei este manechinul superb, care în continuare sfidează trecerea timpului. Nu știu pe cine mai sfidezi. În orice caz, e absolut uimitor că tu reușești să arăți în halul ăsta de bine. Nu am cuvinte mai elegante, pentru că am mica mea invidie feminină. Îți mulțumesc. Adică ești genul de persoană pe care o urmăresc. Ești genul de persoană pe care o urmăresc ca exemplu de feminitate, în primul rând. Adică, spune-mi, care este secretul? Cum ai reușit Cred în atâția și atâția ani? Cred că tocmai doza asta de optimism. Eu sunt persoană destul de zâmbărață așa de felul meu, dar o fac sincer. Adică, evident că am și eu momentele mele, nu știu dacă de depresie neapărat, dar de cădere. Dar încerc să mă montez foarte repede. Și asta pentru că, evident, am motive să o fac și pentru mine, dar și pentru cei de lângă mine. Și eu sunt o persoană foarte sociabilă și cred că mă știi deja. Și îmi place să mă încarc cu energia oamenilor și e adevărat că asta ne lipsește, cum ne lipsește tuturor în această perioadă de carantină care sper să termine odată, sau mă rog, de pandemie, care iată că se pare ajungem cumva spre un moment în care acest vaccin e cumva, nu-i așa, o salvare și o ieșire din această situație. Da, să nu discutăm aceste probleme grave prin care trecem, pentru că oricum trecem prin ele. Da, exact, dar asta spune că am o doză de optimism care, chiar dacă mai cade, mai dă cu, știi cum e, fruntea de asfalt din când în când, își revine destul de repede. Și asta pentru că mă încarc de la oamenii din preajma mea și încerc să le dau aceeași energie bună pe care o primesc de la ei. Să știi că o primesc, o simt, o primesc și chiar ideile de întrebări care îmi vin n-au legătură cu realitatea asta prin care trecem acum, tocmai pentru că parcă toată lumea pare roz sau mov, așa cum ești îmbrăcată. Da? Da, un pic mai mult mov. Da. Hai să-ți mărturisesc că am avut emoții foarte mari în ceea ce privește ținuta mea pentru această întâlnire, pentru că, cum spuneam, te urmăresc, te admir, te am exemplu de foarte multe ori în ceea ce privește vestimentația. Ai pe conturile tale sociale niște imagini absolut superbe. Ți-am spus de atâtea ori că nu știu cum poți să le creezi, să le faci, cât timp aluci pentru asta. Destul, dar se vede, se vede și îți mulțumim pentru asta, pentru că în felul ăsta și datorită oamenilor de acest fel, fetele care mai au nevoie și mai au ce învăța, de inspirație? Da! Mă bucur să aud asta, mă bucur pentru că, evident, având foarte mulți ani... Hai, spune-mi repede, ținuta mea este relativ ok, adică ești bine. Și chiar îți făceam un compliment puțin mai devreme, că ești foarte frumoasă. Mulțumesc din suflet. Am știut eu că cu o rochie neagră vei niciodată scăpa... Niciodată nu dai greș. Și uite, apropo de asta, spune-mi, te rog frumos, care sunt acele obiecte vestimentare must have în garderoba fiecărei femei? Ca să fie, să aibă întotdeauna cum să facă față oricărei situații. Da. Ai început bine, rochea neagră. Dar rochea asta neagră, scuză-mă că deja te întrerup, rochea asta neagră, cum să fie? Uite, a mea este un pic cloș sau cum se cheamă? A,
airline. Nu e bine, nu? Nu, sau? E foarte bine. Ah. Ideea este că, mă rog, lucrurile se vor schimba. Uh-huh. Probabil că nu vor reveni niciodată la, să spunem, etapa anterioară pandemiei, dar cred că vine, cum să spun eu, noua modă sau noile trenduri vin cu niște soluții care vor fi mai aproape de stilul nostru de viață. Uh-huh. Pentru că nu se mai pune accent atât de mult pe, nu știu, lucruri efemere. Și atunci, încă o dată, lucrurile astea vin cumva să-mi sprijine teoria că atunci când faci o cumpărătură, te duci la shopping, da? Și îți faci shopping de haine. Important este să faci nu doar achiziții, ci investiții. Să investești în acele lucruri care trec peste această probă a timpului, indiferent de ce se întâmplă. Și atunci, decât să dai banii pe niște lucruri care peste o săptămână, două, trei, nu se mai poartă, mai bine îți cumperi lucruri de foarte bună calitate și cu care să poți să continui, indiferent de sezon, indiferent de pandemie, indiferent de trenduri, indiferent de ce se întâmplă. Auzi, apropo de perioada asta, dacă tot așa atingem un pic subiectul, da, îl atingem fashion. Cu stil. Cu stil, exact. Masca va deveni clar pentru măcar încă o perioadă sau va rămâne clar un obiect de accesoriu obligatoriu necesar. Da. Și atunci, iar cum a trebuit să fie asortată? Cred că bine, mai, toată lumea își permite, masca, dar corect, hai să vedem dacă devine un accesoriu fashion, cam cum ar trebui să fie această mască. Masca va fi un statement, în primul rând. Adică va fi acel obiect la care te vei uita, indiferent de situație. Deci acum, ce să zic, depinde de fiecare dacă vrea să-l integreze sau nu într-o ținută. Dar cred că, în primul rând, masca nu știu că trebuie să fie neapărat fashion, că trebuie să fie o modalitate de a preveni orice și să ofere protecție, de infecție. Da. Exact. Și atunci nu știu dacă aș pune foarte mult accent pe partea fashion, cât mai ales pe utilitatea unei măști. Adică, lăsând la o parte toate trendurile, chiar dacă vin din zona asta de lifestyle și de fashion, adică n-aș putea să spun cuiva, vai, poartă masca asta. Stai să-mi aduc aminte, că ai venit cu o mască normală, normală din sanitară, asta... De ce? Sanitară, pentru că da. Este o mască pregătită să facă față unor astfel de situații. Adică atâta timp cât medicii, cât personalul medical poartă o astfel de mască, mă gândesc că este probabil cea mai utilă dintre ele. Așadar, în momentul în care achiziționați o mască, fie ea că e fashion, trebuie să vă asigurați că ea totuși vă protejează așa cum trebuie și nu e doar un obiect care dă bine pe fața noastră. Că până la urmă, atunci când te uiți la un om, ai interacțiune cu fața lui. Auzi, apropo de dat bine pe fața ta masca, de când cu masca, mi-am dat seama că de nu mai multe ori, da, de multe ori nu-mi fac un machiaj nici măcar minim, poate chiar și în situații în care să zicem că mi-aș fi făcut în mod normal, tocmai gândindu-mă că oricum stau cu masca și... E bine, nu e bine să neglijăm dar asta? Nu e. N-ar trebui neglijată. Știi de ce? Pentru că ajungem în acea discuție în care, că tot vorbeam de feminitate, la modul, nu știu, să faci manicura sau pedicura sau te epilezi, chiar dacă te vede sau nu te vede cineva, adică sunt lucruri pe care câteodată trebuie să le facem pentru noi. E adevărat, nici eu nu mai port ruși, nu de alta, dar mi-l întind pe toată fața cu masca, adică și am ruși pe nas. Da. Dar cred că sunt totuși lucruri pe care nu ar trebui să le scoatem, să le eliminăm din viața noastră și asta pentru că țin de noi, țin de persoana, de starea noastră de bine. Adică și acasă, da, îmi fac un moț, dar crede-mă că mi-a 10 minute până mi-l fac. Adică, și asta pentru că, bine, am și ceva mai mult timp la dispoziție să fac moțul, recunosc, dar adică vreau în momentul în care trec prin dreptul unei oglinzi să nu mă sperii de mine, să nu zic, cine e? Știi cum e? Mi-ai făcut atâtea complimente încât știi cum e, ar trebui să mă simt bine totuși în pielea mea. Acum mi-am dat seama că secretul succesului, longevității tale în zona asta de stil și de feminitate, cred că tocmai asta este, că tu nu ești așa doar în fața camerelor și atunci când filmezi sau când te fotografiezi, păstrezi aceste mici detalii de comportament, nu? Și când nu te vede nimeni. Mă străduiesc, da, pentru că evident avem cu toții momente mai bune, mai proaste, mai rele, mai cum or fi ele. Mi-ar fi foarte simplu, de exemplu, acasă când stau pe canapea și când să-mi pun să stau în pijama. Ok, dar și pijama aia și că trebuie să fie mai tocmai pentru a ajunge la această stare de bine, pentru că altfel intrăm în momente de depresie
pe care nu le mai putem rezolva. Deci consider adică că haina este un... E un accesoriu foarte important element, pentru starea de spirit, da, nu? Da, un element foarte important pentru starea noastră de bine. Uh-huh. Adică, ok, și pijamaua aia în care stai, nu știu că trebuie să fie de mătase, dar măcar să, știi cum e, adică înveselește-o puțin. În primul rând să te asiguri că ție îți place cum îți stă în acea... Exact, exact. Și exact ce spuneam, când treci prin fața unei, vrei să nu te sperii de tine. Și gândește-te că totuși, ok, dacă nu ești o persoană care nu are un partener, ok, dar chiar și așa, adică tot trebuie să ai o stare bună, tu cu tine. Cum ai învățat tu toate aceste secrete? Cumva le-ai învățat pe pielea ta? Și pe pielea mea și pentru că... Adică pentru că tot... așa te-ai născut tu cu această disponibilitate să ai grijă de tine sau ți-ai dat seama că este singura soluție și... Nu, cred că în familia mea a fost așa o... preocupare, să spunem, pentru astfel de lucruri și nu cum să spun eu, adică nu au fost prioritate, evident. Prioritatea a fost educația pentru fiecare dintre membrii familiei, dar în același timp am zis ok, ai grijă, pentru că tot vorbeam de bunica mea înainte să dăm break, bunica care are 99 de ani, să trăiască, să fie sănătoasă. Să fie sănătoasă și să fie bine. Bunica mea întotdeauna a fost un om venit de la țară. Ea întotdeauna a trebuit să treacă peste aceste mentalități ale orășenilor care se uitau la oamenii veniți din provincie, poate mai, să spunem, nu cu răutate, dar cu o oareșcare superioritate. Și atunci bunica mea a încercat să treacă de toate, să spunem, problemele de genul ăsta sau răutățile de multe ori și atunci și-a propus ea pentru ea, un om care avea totuși câteva clase, 99 de ani, de seama cam când e născută, și pe vremea aceea erau foarte mulți copii într-o familie, nu se pune accentul foarte mult pe câte școli făceai, mai ales că, ca și femeie, era un pic mai complicat, dar ea a fost o autodidactă și a dorit să învețe, și a dorit să citească, și a dorit să învețe de la toți cei cu care intra în contact, lucru pe care cumva l-am moștenit și eu. Ea a fost, atât cât și-a permis, foarte elegantă. Adică ea și acum, de exemplu, dacă vine cineva în vizită, are o preocupare. Vai, dar cum arăt? Dar arăt bine? Dar sunt bine? Și nu o face, cum să spun eu, e o formă de respect până la urmă, vis-a-vis de tine, dar și vis-a-vis de cei cu care intri în contact. Tocmai pentru a te prezenta frumos în fața lor. Bun, maică mea, evident că și ea, o căprioară la rândul ei, a fost preocupată de modă, întotdeauna așa, adică dorit să arate foarte bine. Acasă. Am văzut-o în familie. Adică bunica mea, de exemplu, mi-a zis, mai niciodată nu știi ce ți se întâmplă. Știi cum e? Trebuie să ai lenjeria de corp asortată. Trebuie să, adică nu poți să o fii așa, așa, așa. Și a zis, mamaie, dar nu se mai poartă. Știi cum e? Adică trebuie să fii, mamaie, nu știu ce faci, nu știu cum te descurci, dar știu că trebuie să fii inclusiv pe dedesubt, știi cum e, pe sub haine, să fii întotdeauna pregătită pentru orice. Și a zis, nu era femeia asta dreptate cu ceva. Știi, și atunci, practic, mi-au fost inoculate din copilărie niște obiceiuri, le-aș zice. Și probabil că de aici și toate preocupări. Da, mă rog. Probabil. Da, dar am avut niște exemple foarte bune în familie. Exact cum spuneam, n-a fost preocuparea principală, dar ținuta, de fapt, a fost cumva importantă ca semn de respect. Mi-ai răspuns la întrebarea cu care sunt toate elementele? Nu, hai să revenim, te rog, nu. Da. Trebuie să... Cele, să zicem, câteva piese care nu ar trebui să... Deci exact, rochița neagră, obligatoriu. Da. Lucrurile se vor schimba, clar. Dar ținutele vor deveni probabil din ce în ce mai confortabile. Nu vom mai purta, să spunem, acele dupiesuri care trebuiau să existe în garderoba oricărei femei care se respecta. Dar sunt câteva piese care, dacă sunt alese așa cum trebuie și care sunt de o calitate foarte bună, de asta spuneam, adică trebuie făcută investiție, nu o cheltuială, și mie îmi plac o grămadă de chestii și stau și mă gândesc de multe ori, bă, am cu ce să le asortez, am unde să le mai bag în dulap. Da, uite, asta e un lucru foarte important pe care îl punctez, că pentru că le înghesui, nici nu le mai vezi, nici nu le mai porți, adică întotdeauna vei lua haina de la suprafață. Și atunci, părerea mea este că trebuie să ai o cămașă, cel puțin, mă rog, când spun o piesă, acum poți să faci o obsesie pentru cămăși sau pentru jeans sau pentru orice, dar asigură-te că sunt
nu neapărat jeans și aia, ok, dacă vrei să ai o pereche cu franjuri și cu rupturi, fine. Dar asigură-te că ai cel puțin o pereche de jeans de calitate, jeans frumoși, buni, care vor fi întotdeauna la modă. Nu se vor demoda. O cămașă albă, o calitate foarte bună, care să își păstreze culoarea peste timp, să nu fie genul ăla de cămașă care să se îngălbănească la prima spălare. Trebuie să ai neapărat, așa spun dogmele, o pereche de stiletto. N-aș zice că neapărat negri. Eu le-aș da o, așa, un twist, știi? Și mi-aș lua o pereche de stiletto roșii. De ce? Pentru că merg la aproape orice. La aproape orice. Imagine, așa, un exercițiu de imaginație, o cămașă albă, o pereche de jeans și niște stiletto roșii. Da. Și dacă ai și ruj roșu, e... Ai și ruj roșu, s-a terminat, deci poți să te duci oriunde, oriunde. Adică trebuie să vedem lucrurile un pic în perspectivă și să ne gândim că, până la urmă, care sunt preocupările noastre, ce fel de personalitate avem, pentru că de multe ori avem tendința asta de mimetism. O, lui ăla stă bine, așa, hai să mă îmbrac și așa, că dacă lui stă bine, stă și mie bine. Nu, nu neapărat. Okay. Știi? Adică sunt, depinde foarte mult de cine ești și ce poveste vrei să spui, pentru că hainele spun o poveste despre noi până la urmă. Bun, deci am reținut, recapitulez, blugi, adică jeans, sacou negru. Sacou negru, sacou adăugăm negru. Și sacou negru. Sacou negru, da. De ce? Pentru că la fel merge purtat chiar și la o fustă, merge purtat și la o perche de jeans. Merge și la cămașă și fără cămașă. Poți să-l vorbi pe pielea goală dacă vrei. Cămașă albă, pantoful, sacou, stiletto. Sacou negru. Putem să stiletto, fim curajoși, să fie pic, roșu, da. Sacoul negru, rochița neagră. Și vorbesc de investiție minimală, adică sunt lucruri care se pot cumpăra la orice fel de buget. Adică nu... Da, ok, depinde, pentru că moda, ia de la mama ei, înseamnă că ai bani de cheltuit, dacă vrei să fii în tendințe. Și atunci, pentru că nu toată lumea își permite să dea o căruță de bani pe haine și... Tu dai o căruță de bani pe haine? Foarte o să fii surprinsă. Nu. Nu sunt surprinsă. În general, deci, am primit acest răspuns de la persoanele care știu cum să combine elementele, tocmai pentru că știu cum să le combine și să reinventeze obiecte vestimentare din garderobă, el atunci, de fapt, vai, deci am cea mai mare plăcere să intru în dulap și să redescopăr piese de care uitasem complet. Plăcerea mea cea mai mare, dar bine, hai să zicem că sunt un cunoscător al fenomenului și că îl stăpânesc cumva, dar mă bucur să redescopăr piese și să le dau o altă, știi, interpretare. Eu, dacă investesc în ceva, acel ceva sunt accesoriile. Pentru că încălțămintea de calitate sau o geantă de calitate te va scoate întotdeauna din orice fel de bucluc. Adică poți să ai pe tine o rochie, nu dau branduri, nu dau că nu, dar o rochie foarte simplă, foarte ieftină, neagră, să zicem. Ai accesoriile potrivite. Și care ar fi aceste accesorii potrivite? Să știi că în ultima perioadă... Adică, în primul rând, să te întreb ce geantă se poartă, că oricum sunt bulversată. Cloci, plic, eu nu mai știu care mai e la modă, care nu mai e, care e potrivit oricând. Să râzi, mi-e plăceau papornițele, deci alea în care putea să intre și mama, dacă putea să intre și bunica mai era perfect, că mai dădea cât un sfat de acolo. Îmi plăcea să înghesui tot felul de lucruri și aproape niciodată nu găseam ce aveam nevoie imediat. În ultima perioadă am început să micșorez gențile. Și asta pentru că utilitatea unor obiecte este câteodată, că se spune așa, cu semnul întrebării. Și atunci încerc să-mi pun în geantă doar lucruri de care chiar am neapărat nevoie. Și atunci încerc să le micșorez. Iarăși, depinde de ținută, depinde de stilul pe care vrei să-l adopți. Eu sunt genul care, de exemplu, astăzi mă îmbrac în jeans, mâine mă îmbrac în rochie, poi mâine... Dar la un eveniment, la... Un eveniment oarecare. Este exact ca și cu pălăriile, știi cum e? Adică pe măsură ce orele de zi se micșorează, accesorii trebuie să fie din ce în ce mai mici. Adică nu poți să duci cu pălăria atâta la un eveniment. Explicație interesantă, o să ții minte foarte și ușor. Și geanta la fel trebuie să fie la fel de mică. Adică, știi, sunt niște lucruri care până la urmă cred că există. Dar geantă mică, dar geantă mică de care? Plic, cloci? Da, practic, clașul este, de fapt, un pliculeț mai mic. E o chestie mică-mică în care să-ți pui rujul. Și mai știu cum e, cardul de credit și, eventual, cheile de la mașină, dacă vrei șofer. Adică, deci, depinde la ce fel de evenimente te duci. Părerea mea personală, experimentând, văzând, în ani de zile,
Am fost jurnalist de mod, adică știu, o fac în continuare, mă rog, da, acum pe site-urile foarte mele. Foarte interesant este că tu, practic, ca manechin, n-ai stat foarte mult timp. Am stat puțin pentru că eu nu am dorit să fiu neapărat model. Hai să întâmplare. Hai să-mi povestești întâmplarea, cum a fost. Dar înainte de această poveste foarte frumoasă, aș dori să luăm, permite-mi, te rog, un moment muzical foarte frumos prezentat de un actor cântăreț pe numele lui Radu Mateucă. Vă rog să ascultăm.
Da, așa, spunem că nu mai am răbdare să știu care e întâmplarea care te-a dus în... Da, bine, e așa, adică am făcut atât de multe în viața mea și atât de multe lucruri, dar lumea cumva mă ține minte din acea perioadă. Eu mă bucur, sunt în... A și fost o perioadă, eu ți-am mai zis memoria asta. Colectivă. Eu ți-am mai adică, spus asta. A fost o perioadă de glorie, ați fost o generație de aur a modei românești. Era un început de drum oarecare. Acum da, sunt atât de multe încât... Să știi că a fost greu. A fost greu pentru că, mă rog, să faci parte din trupa aia de șase... Era ceva, era wow. Ideea este că eu m-am dus la această selecție, preselecție, ce era, la Casa de Modă Venus, pe vremea aceea condusă de Zina Dumitrescu, dar eu m-am dus cu o prietenă de-a mea. Știu că sună ciudat, dar exact asta s-a întâmplat. Adică eu niciodată n-am avut, la momentul respectiv, nici atât, încredere că aș putea să fiu lângă aceste femei care erau wow, erau superbe, erau... Practic se dorea completarea trupei, pentru că două dintre fete, mă rog, se căsătoriseră, nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat. Ideea este că aveam nevoie să înlocuiască două fete din trupa de șase. Câți ani aveai atunci? Oh, nu mai știu, eram în liceu. Deci practic am fost cu o colegă de-a mea care își dorea foarte tare să fie model și a zis, hai cu mine că nu pot să merg singur, eram foarte bune prietene. Ba nu, a intrat și ea, a intrat și ea. Eram ca două surori, eram, semănam destul de bine. Nu știu dacă ați mai fi fost ca două surori dacă ea nu era acceptată, mă gândesc că la cât de mult își dorea, nu? Da, numai că ea a ieșit relativ mai repede cumva din lumea asta. Mă rog, ideea e că eu am lăsat-o pe ea în sala de concurs, da, și mă pregăteam să ies, că zis, ok, mă uși eu pe sală, adică, ce să caut eu aici, lasă-le pe fete, lasă orice pe chetoc să te mostreze că sunt frumoase, deștepte, whatever. Și am dat să ies și mă pun una pe clanță și aud o voce, unde te duci, domnișoară, unde pleci? M-am blocat, că nici măcar nu știam că se vorbește cu mine, adică eu dădeam să ies în continuare, hello, tu, de la ușă, unde pleci? M-am întors, îți dai seama, zic, chemarea care ți-a schimbat că, până da, la urmă. Și am zis, ieșeam, pe unde ieși? Treci pe scenă. Adică era o grămadă de fete în sală, deci pur și simplu eu care eram foarte timidă. Da. M-am urcat pe scenă, gata, tu rămâi așa. În fine, am rămas în acea preselecție. După ți-a care... spus Zina Dumitrescu ce i-a plăcut la tine și de ce te-a întors din drum? Personalitatea, în primul rând. Bine, pe lângă faptul că aveam, mă rog... Foarte amuzant că ne lua la măsurat, punea centimetru pe noi, știi, și era proba, era testul final. Nu doar în înălțime, ci și dimensiunile. Să, știi, care erau dimensiunile atunci? 90, tot 90-60-90? Da. Și trebuia termene, să ai peste 1,75 m. Era obligatoriu dacă vrei să intri în trupă, pentru că celelalte fete erau cumva la fel. Mă rog, ideea este că în această, să zicem, preselecție am rămas 10 fete și din acele 10 am rămas 2. Adică cam asta a fost. Dar a fost foarte greu, adică ne-a luat un an de zile, noi am fost pregătite să ne facem singure părul, să ne machiem singure, să ne facem absolut orice trebuie, să fim super glamour, știam să folosim lumina în favoarea noastră, adică un an de zile a durat pregătirea asta, că nu am devenit modele peste noapte. Se mai face și astăzi la fel? Nu cred, nu cred că mai, adică te-au luat, te-au pus pe podium, la revedere, te-ai descurcat, nu ți-ai rupt picioarele, ești model, știi cum e. Bine, sunt alte perioade. Ideea este că, evident, exista această preconcepție cum că modelele ar fi mai încete și la minte și mai puțin... tocmai că se încerca sau se demonstra cu această încercare de a avea o trupă de fete care erau nu doar frumoase, dar care știau să deschidă și gura. Adică Zina era genul de om care spunea, ok, nu mă interesează cu cine stai de vorbă, dar... vreau să fiu sigură că în momentul în care cineva te întreabă ceva, tu știi ce să răspunzi. Adică noi când ne duceam la interviuri sau aveam tot felul de filmări, noi trebuia să-i spunem. Era foarte interesant, știi? Adică a fost o pregătire pentru viață, în primul rând. Ideea este că eu nu mi-am dorit să fiu model neapărat. Eu aveam carierele mele. Ce cariere aveai tu? Eu eram, voiam să fiu advertiser, vreau să lucrez în agenții de publicitate. Adică eu mă vedeam sau arheolog, adică de aceea ai făcut psihologia. Da, mă rog. Da, am lămurit-o. Da, am început cu filologie, mă rog, după care am trecut la psihologie, mi s-a părut mai aproape de
stilul meu și de ceea ce îmi doresc eu, ce-mi doream în viață la momentul respectiv. Am făcut psihologie organizațională, ca să nu se sperie nimeni. Am trecut și prin clinică pentru că aia este, dar deci am discuții și prieteni foarte buni când aud de psihologie, îi vezi așa cum dintr-o dată devin mult mai serios. Stați liniștiți, nu citezi gânduri, nu, nu e chiar așa cum se vede în filme. Dar adică eu aveam alte gânduri și tocmai de asta, ca și model, am activat o perioadă destul de scurtă de timp, a fost una de câți succes. Ani? Cred că în total vreo 6 ani. Foarte de puțin, ce? Pentru că eu între timp am, evident, mi-am încercat norocul și pe alte zone. Eu am devenit fashion and lifestyle director pe niște reviste, pe niște titluri foarte Spune-mi, mari în România. Că asta e o curiozitate foarte mare. Erai, cum să zic, în acest început de drum atât de frumos, pentru că sunt sigură că din clipa în care ai fost acceptat în această trupă, drumul a fost așa. Da, aș fi ipocrită să spun că nu mi s-au deschis uși, evident. Da. Cu toate astea, ceva ție ți-a dat de gândit în viitor, îndepărtat? Da, e simplu, pentru că n-ai cum să fii model o viață întreagă. Nu ai cum. Am vrut să fiu un model. Da, ai început să te preocupi de foarte devreme, adică de da, începuse da, și da. Eu am strategii, mă rog, în continuare joc șah, adică am niște viziuni ale mele. Încerc să-mi dau seama ce aș vrea sau ce aș putea să fac peste 10 ani, să spunem, de acum încolo. Era clar că nu aveam să fiu o viață întreagă model. Adică adică eu niciodată n-am luat, să spunem așa, drumul cel mai ușor în viață. Am luat câteodată cele mai oribile, cele mai grele drumuri, tocmai pentru că am avut de învățat de acolo. Adică a fost mult mai interesant pentru mine să aleg calea mai grea, mai muncită, mai stresantă de multe ori, pentru că am lucrat foarte mult și lucrez în continuare pe zona comercială, apropo de advertising, dar mi-aduce așa satisfacție, adică nu m-aș fi văzut niciodată genul ăla de femeie, știi, care toată ziua e pudrată, toată ziua e nu știu cum și cam atât. Adică n-aș fi văzut. Și atunci, evident că preocuparea mea a fost să intru pe zona asta de publicitate, dar am început cu presa de modă, de lifestyle, de beauty. Cum era să faci presă de modă pe vremea respectivă? Că acum, în ultimii ani, știu cum este. Da. Am văzut la colegi de-ai mei că văd vedetele la evenimente, critică obiectele, vorbesc urât. N-am vrut să fac asta niciodată, pentru că mi se pare că a fi critic, iarăși, e o chestie extrem de facilă. Adică, ok, ar trebui să fiu critic în primul rând cu mine, critică, adică exact ce vorbeam mai devreme, trecutul prin fața oglinzii, adică hai să fim serioși, da, ok, se fac toată greșeli, dar cine sunt eu până la urmă să critic? Rolul meu, am crezut eu întotdeauna că a fost acela de a învăța oamenii mai degrabă ce să facă să nu ajungă într-o situație oarecare, adică e foarte ușor să critici. Și plus că peste noapte au apărut o grămadă de critici care, deschizând Vogue Magazine, au avut ei așa o epifanie, știi, și au zis, știu eu cine e bine sau cine e prost îmbrăcat. Stai puțin, că vorbim sau facem comparații între București și Hollywood. Adică despre ce vorbim? Adică n-ai cum să faci comparația asta vreodată. Și se văd efortul, adică, ba din contră, mi se pare mult mai interesant să urmărești un personaj modern, sau oricine ar fi el, care face niște eforturi. Culmea, știi, care este ceea ce văd eu atunci când călătoresc? Eu remarc, sau mă rog, atunci când călătoresc îmi dau seama că, de fapt, româncile chiar sunt foarte bine îmbrăcate pe stradă față de femei din alte țări. Da, suntem. Jur, mi se pare că suntem chiar destul de preocupate. Pentru că există o preocupare, exact, există o preocupare. Sunt... Acum, cel puțin, sunt nenumărate surse de informație, dar avem o altă problemă. Care sursă de informație este corectă? Știi, adică de unde ții această informație? Că da, sunt 15.000 de blogărițe, influencerițe, fashioniste și toate cele. Chiar unele le urmărești? Chiar pe unele, pe altele. Adică n-aș vrea să fiu subiectivă. Încerc să fiu obiectivă, așa cum am încercat să fiu toată viața mea, pe cât posibil. Dar fără să fiu critic. Adică dar spune măcar nume din afară ale persoanelor care sunt așa zisele influențele, fashioniste și vlogărițe de genul acesta pe care le urmărești. În ultima vreme să știi că n-am mai urmărit în mod special pe nimeni.
pentru că mi se pare, hai să folosesc un termen în engleză și am să le spun, pointless. Adică e fără scop în acest moment. Să urmăresc ce? Trendurile? De modă? Cum să mă îmbrac? Unde? Adică în acest moment cred, exact cum spuneam, că lucrurile se vor schimba și trebuie să avem mult mai multă decență. Și în atitudine, și în comentarii, și în tot. În tot. Adică se vor cerne niște lucruri și atunci important este, părerea mea, cine va trece de perioada asta își va arăta cu adevărat valoarea. Adică dacă ai fost super blogger de modă până acum, mi-e teamă că... Adică vreau să te văd ce faci acum și cam ce potențial vei avea pe viitor. Pentru că descoper, și nu numai la noi, că e un fenomen la nivel mondial. Toată lumea vrea să ne arate cum trebuie să ne îmbrăcăm, cum trebuie să ne nu știu ce. Ok, înțeleg. Atitudinea aceea pozitivă și faptul că trebuie să avem minima decență față de noi să ne îmbrăcăm întotdeauna bine, dar să vorbim de trenduri în momentul ăsta când inclusiv case de modă foarte mari ajung să-și regândească toate strategiile, să închidă linii, să închidă magazine, adică am onoarea să fiu prietenă cu foarte multe dintre aceste nume grele de pe lumea, din lumea modei și observ o decență maximă, fantastică, pe care câteodată nu o regăsesc în unele personaje. Și atunci, de ce le-aș mai urmări? Că nu le mai înțeleg povestea. Adică să-mi vorbești de Rocky cu tren, acum așa și da, ok, visez. Dar mai rău mă frustrezi, mai rău mă inhibi, mai rău, adică ok, mă uit la rochea ta frumoasă, cu trenă, superbă. Adică și cumva să investim în pijamale? Sau? Nu știu dacă în pijamale, dar trebuie să investim, cred că, mai mult în noi acum. În pijamale și în haine de casă. Da, nu știu, în cărți. Adică nu vreau să sune ciudat, știi, dar nu știu, în educație, mai fă un curs online, ok, cumpără-ți niște haine de calitate. Vezi ce nu-ți mai trebuie, dă-le, nu știu, reciclează. Adică lumea în momentul ăsta se schimbă cu totul și tind să cred că este un moment de cotitură care ne va ajuta pe unii dintre noi, pe alții îi va distruge. Cum te-a ajutat pe tine până acum această pandemie? O să ajungem la ce mi s-a întâmplat mie anul trecut. Am avut un accident nefericit, în fine, o fractură destul de urâțică, care practic m-a ținut imobilizată. Timp de 3 luni și jumătate. Și că și în cârje în aceste poze mulțumesc. Superbe. Uite, pe care le faci. Iarăși, interesant este că au fost oameni care mi-au zis, vai, dar nu aș ieși așa din casă, în locul tău, adică, dar cum să ieși? Stai puțin, că nu am murit, nu, adică sunt pe niște cârje. Apropo de mentalități, adică mi s-a părut foarte urât. Am trecut peste acest moment și am zis, până la urmă, știi cum e, un picior rupt, ok, fracturat, nu e o nenorocire. Sunt alții în situații extrem de grave, de rele, adică asta mi se părea cel mai mic rău care mi se putea întâmpla cumva. Dar în momentul ăla am învățat să am din nou răbdare cu mine, pentru că eu sunt o persoană foarte activă, știi, și am învățat să am răbdare cu mine, răbdare cu ceilalți, am învățat. După care, evident, perioada asta mi-a arătat că nu știu cum e, chiar trebuie să avem răbdare. Am învățat multe anul trecut. Și atunci cumva perioada aia de 3 luni și jumătate, 4 luni până am putut eu să ies, să mă mișc mai în voie, a fost un preambul. A fost un... avea poate lecția de care aveam nevoie pentru anul ăsta, pentru ce avea să fie. Evident că habar n-aveam. Dar cumva în momentul în care s-a intrat în această carantină sau în această perioadă de izolare, cumva mie mi-a fost mai ușor. Și atunci... lumea îmi spune, păi da, dar cum mai suporți ca anul trecut, că și acum? Păi nu ai câteodată ce să faci. Da, asta este. Iar să lecția asta am învățat-o anul trecut. Și atunci am zis, nu pot să văd decât partea bună și să încerc în timpul ăsta pe care am la dispoziție cu mine și pe care nu l-am avut niciodată așa. Adică eu sunt genul de om care ești cu mine dimineața, ok, ce fac astăzi? Știi cum e? Ce mai facem? Ce mai e? Acum deja îmi pun în prioritățile a ordinea lor. Știi, adică în continuare îmi țin agenda, în continuare am preocupări și am lucruri de făcut, dar deja mi-am dat seama că sunt întotdeauna lucruri care sunt și ar trebui să fie mult mai importante ca celelalte. În primul rând, grija față de tine și grija față de ceilalți. Pentru că și ceilalți, la rândul lor, te aștept să aibă grijă de tine, cumva. Nu? Și atunci, că vorbeam de respectul reciproc, iată că acum, probabil, lecția asta a răbdării m-a ajutat mai mult.
Și mai mult. Știu că îți place foarte mult să călătorești și dacă e să suferi în mod deosebit pentru ceva, cred că asta a fost. În mod normal, câte călătorii făcea Maria într-un an? Multe, pentru că noi nu investim în altceva. Adică nici măcar în acele haine de firmă pe care toată lumea se așteaptă când deschide dulapul, se așteaptă toată lumea ca să cadă hainele de firmă în capul meu. Nu. Am investit întotdeauna în vacanțe, în amintiri frumoase. Cu asta rămâi, părerea mea. Am investit într-un stil de viață de care cumva suntem mândri, de care să ne bucurăm, care să... Atât cât se poate, evident. Deci, da, călătoream destul de des, încercăm să o facem și acum așa, printre picături și când se poate, pe unde se poate. Dar sunt sigură că vor fi și momente mai bune. Vor veni, vor reveni și atunci să vezi cum e, știi cum e. Era la un moment dat un filmuleț mic pe circula pe social media cu un avion care se bucura și dădea din aripi. E cam așa, mă gândesc eu că va fi, sper, anul viitor. Ce îți dorești de la 2021? Să se termine odată nebunia asta. Îmi doresc ca lumea... Și iarăși, n-aș vrea să sune ciudat sau să sune așa cumva stereotip. Aș vrea ca lumea să aibă mai multă răbdare, dacă se poate, să-și dea seama foarte mult că nu se pot face lucrurile pocnind din degete, să fim mai buni unii cu alții, pentru că în ultima perioadă mi se pare că avem o problemă la capitolul ăsta. Aș vrea să înțeleagă mai mult că social media nu ne dictează viața. Că spune asta o persoană care este foarte activă pe social media și mi se pare interesant tocmai pentru că... Încerc să nu am neapărat păreri foarte multe pe social media, pentru că și nu de teamă sau ceva, ci pur și simplu pentru că eu, fiind o persoană optimistă, asta vreau să transmit. Eu vreau să transmit optimism. Nu vreau să mă cer cu nimeni, nu vreau nici să... Nu vreau, pentru că nu vreau eu ca ființă, nu vreau să mă încarc, nu vreau să... Nu vreau, pur și simplu. Adică vreau să... În momentul în care lumea se uită pe paginile mele de social media, se simt o stare de mine, un optimism oarecare, o doză de bine. Iar ăsta este cel mai mare compliment pe care îl primesc de la oamenii pe care mă urmăresc pe social media. Când îți spun, vai, deci când intru la tine pe pagină, am așa, o stare de bine așa și este. E ziua mea mai bună. Și îmi dau seama că oamenii îmi scriu în privat, nu fac fățiș. Știi, și în momentul în care, deci crede-mă, este cel mai mare compliment pe care mi-l poate face cineva. Știi de ce? Pentru că mi-am atins scopul. Adică asta sunt eu, asta vreau să arăt, nu vreau să arăt nimic din ceea ce nu mă reprezintă. Și cum e, dacă lumea, că foarte mulți mă întreabă, că viața ta este așa și că vai, că e o fericire și o vacanță în continuă. Nu! Nu! Dar pe cine interesează neapărat problemele tale? Fiecare are probleme. Mine mă interesează foarte multe probleme pe care... Da, exact, dar uite, vorbim, adică e o chestie pe care, adică de ce aș pune pe social media? Nu mă ajută cu nimic. Prefer să vorbesc cu omul în persoană. Adică să mă uit în ochii lui, să văd că are o vibrație oarecare. Uite-te în ochii mei, care. Pentru că rămânem fără timp. Din păcate, deja? Da, nu pot să cred unde s-a scurs și câte mai aveam să te întreb, mai ales despre hăinuțe. Dar spune-mi acum, în încheiere, te rog, și cât se poate de scurt, ce înseamnă pentru tine să fii cu adevărat om? Emisiunea se numește Oameni și vreau un mod deosebit să știu de la tine ce înseamnă pentru tine să fii om cu adevărat. Să vibrezi atunci când vorbești cu un om. Să te încarci cu energie și să-i dai energie. Adică, cred că asta ne reprezintă cumva și că ne face diferiți de celelalte animale. Da. Pentru că și noi suntem niște animale așa sociale. Altfel am trăit în păduri, în munți, asta este. Dar nu, cred că trebuie să vibrezi. Cred că trebuie să fii sincer cu tine și să fii sincer cu ceilalți. Dragii mei, oameni, fiți sinceri cu voi în primul rând, ca să puteți să fiți sinceri cu ceilalți. Aceasta este lecția pe care am învățat-o astăzi de la Maria, căreia îi mulțumesc. Ah, cu drag! Măi, nici mi-am dat seama când a trecut timpul. Sper să te uiți și tu la emisiunea mea, cum mă uit eu la emisiunea ei. Să știi că am fost foarte sinceră și am încercat să fiu exact așa cum sunt, adică cum încerc de fiecare dată, să fiu eu așa cum sunt eu, ce mă place bine, cine nu. Ai reușit. Îți mulțumim tare. Cu drag, cu drag. Thank you.
emisiune realizată în parteneriat cu Casa de Licitații A10 by Artmark, principala platformă de promovare culturală în piața românească de artă.